Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru întărirea noastră sufletească, cuvântul Domnului în seara aceasta este jumătatea versetului 3 din Evrei 2. Evrei 2 cu 3, prima parte a acestui verset. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Amin. Iată o întrebare pe care autorul epistolei către evrei, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, o adresează celor care au intrat, în indiferent ce formă, în cunoașterea lui Dumnezeu. Poate printr-o cântare, poate printr-o mărturie creștină sau prin cuvântul Domnului, ca și în seara aceasta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem și noi. Pentru că și cei ce au intrat în părtășie cu Dumnezeu, au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu și au încheiat legământ cu Dumnezeu, pot să piardă această legătură. Aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel. Mă tem că după ce am vestit Evanghelia la atâția, să nu mă trezesc la urmă eu însumi lepădat. Ce se poate întâmpla? Ne vom uita la această porțiune de verset din Epistola către Evrei și vom urmări și încercăm să răspundem la această întrebare printr-un mesaj pe care l-am intitulat Eu mic, mântuirea mare. Eu mic, mântuirea mare. Sunt trei lucruri pe care Duhul Domnului ni le revelează în această porțiune de verset. Primul, avem de a face cu o mare mântuire. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? De ce este mare mântuirea noastră? Este mare din multe puncte de vedere. Nu ne-ar ajunge noaptea aceasta să stăm de vorbă și să vedem de ce este mântuirea mare. Dar pentru edificarea noastră, pentru zidirea noastră și pentru a înțelege într-o manieră mai simplă cuvântul Domnului, mântuirea este mare în seara aceasta, dacă vrem să înțelegem, datorită planului lui Dumnezeu. O mântuire mare a cerut un plan mare. Și să nu uităm că cel ce a făcut planul mântuirii noastre, cine a fost? Dumnezeu. Și planul lui a fost un plan complex. În primul rând, în planul lui, el a inclus dragoste pentru noi, pentru fiii oamenilor care ne-am depărtat de Domnul prin neascultarea părinților noștri încă din grădina Edenului. Și în planul Domnului a zis, pot să-i nimicesc și să încep de la început, dar nu voi folosi această metodă, ci metoda pe care o voi folosi o este metoda dragostei. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat un plan măreț, un plan cum nu l-a mai putut face nimeni, s-au ridicat atâția, așa zici, profeți și apostoli și lideri. Mahomet a zis,
prin foc și sabie, cucerim lumea. Dacă vrea cineva să moștenească paradisul cu mine, să-și pună centura explozivă pe el, să omoră cât de mulți și va intra în rai. Mahomed a cerut ca oamenii să moară pentru el. Dumnezeu a zis, mă duc eu să mor pentru ei, nu să moară ei pentru mine. Un plan mare. Planul lui Dumnezeu a fost dragostea, să ne iubească. Apoi, în planul acesta, a inclus o persoană. Plan, persoană. Încât a dat pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos. Nu putea să fie cineva mai mare decât Iisus Hristos, decât Fiul lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea este o lucrare mare, nu este o lucrare simplă. Am stat de vorbă de multe ori cu oameni care sufereau de depresie. Mi-aduc și acum aminte, eram odată în Seattle și m-a invitat o familie și a zis, frate Gog, veniți în casa noastră astăzi până mergem la biserică. Avem o fată într-o stare de depresie atât de profundă, atât de acută, încât nu mai vorbește nici cu noi, nu vrea să mănânce. În dormitorul în care stă tot timpul în pat, a pus pe lângă perdelele care le-am pus noi, a pus cearceafuri în geam, să nu fie lumină. Și tot ne spune că Dumnezeu nu o iartă, că Dumnezeu nu o mai iartă, că Dumnezeu nu o mai iartă. Poate că acceptă să stea de vorbă cu dumneavoastră. Nu știm dacă acceptă. M-am dus în familia aceasta și părinții au intrat în dormitorul ei și au spus, este aici fratele Gog, ai auzit de el, i-ai ascultat predicile, vrea să vorbească cu tine, să se roage cu tine. N-a zis nimic. Și atunci părinții au spus, dacă nu zice nimic, haide să mergem, frate Gog, înăuntru. M-am dus și am stat de vorbă cu ea. Adică am stat de vorbă. I-am vorbit, că ea nu vorbea. Pentru că nu vrea să vorbească. Dar la un moment dat mi-a zis, m-a întrerupt și a zis, poți să-mi spui ce vrei, că nu te cred. Pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu. Niciodată. Și am zis, bun, dar de ce crezi că nu te mai iartă Dumnezeu? Pentru că păcatul meu, mi-a zis, păcatul meu este așa de mare încât nu poate să mă mai ierte Dumnezeu. Și i-am spus, eu nu te întreb ce păcat ai făcut, dar n-ai făcut un păcat așa de mare să nu-l poată ierta Dumnezeu. Nu este. S-a uitat la mine și a zis, bă, da, este. Ce am făcut eu este de neiertat. Și atunci i-am pus această întrebare. Știi câți oameni trăiesc pe pământ? Și mi-a zis, nu știu. Zic, 7 miliarde de oameni sunt pe pământ. Și Dumnezeu poate să ierte 7 miliarde de oameni. Ce zici tu? Că așa scrie în Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dacă Dumnezeu e în stare să ierte 7 milioane de oameni cu tot felul de păcate, toate păcatele lor la un loc, de la 7 miliarde, îți mai mici decât păcatul tău? S-a uitat la mine și a zâmbit.
Asta e un mare lucru, un om în depresie să zâmbească. Și a zis, nu cred că păcatul meu e cât păcatele la 7 miliarde de oameni. Păi dacă Domnul poate să ierte 7 miliarde, te iartă și pe tine. Aia a fost ieșirea din criză, ieșirea din condiția ei de depresie, întoarcerea la realitate, la Hristos. De ce? Pentru că avem o mântuire mare. Cel care a murit pentru noi nu este un om de rând, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un plan mare, o persoană mare. Și pe lângă plan și persoană, o putere mare. El are putere, Dumnezeu, să ierte, are putere să mântuie, are putere să ridice, are putere, așa spune Sfânta Scriptură, să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Însă Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu capricios să-și facă capriciile și să te batjocorească pe tine sau pe mine. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu milos, un Dumnezeu plin de dragoste. Și în puterea Lui nimicește puterea păcatului, nimicește puterea celui rău, nimicește împotrivirea, în puterea Lui te ridică din cădere, te ridică din prăbușire, te ridică din orice circumstanță. De ce? Are putere, glorie Domnului. Eu mic, mântuirea mare. Deci, primul lucru pe care îl vedem aici este o mare mântuire. Este mare pentru că este un plan, este o persoană, este o putere divină și nu există om sub ceruri, sub soare, să fie exclus din planul acesta. Toți au acces la dragostea lui Dumnezeu. Toți au acces la dragostea lui Dumnezeu. Numai să o acceseze. Discutau doi oameni, spune o istorie, se plimbau prin cartierul murdar al orașului în care locuiau. Și unul dintre ei era evanghelist și unul dintre ei era proprietar la o fabrică de cosmetice și în special produceau săpunuri foarte bune. Și trecând prin cartierul acesta mai rău famat al orașului, erau mulți homeless, criminalitate mare acolo, directorul și ownerul de la fabrica aceasta de cosmetice și de săpunuri speciale se întorce către predicator, către evanghelist și zice nu prea dă rezultate slujba ta. Și i-a zis, dar de ce nu dă rezultate slujba mea? Păi uite câți homeless, uite câți vagabonzi, uite cum se vând drogurile în stradă și nimeni nu-i deranjează. Și a zis, slujba mea și mesajul meu sunt puternice, importante. Un singur lucru lipsește, să-ți însușezi mesajul, să-L primești pe Domnul Iisus și poți să fii eliberat, poți să fii mântuit. Și mergând mai departe, evanghelistul îl încearcă pe prietenul lui, pe bogătașul acesta și zice, fii atent ce murdaris tinerii ăștia și bătrânii ăștia. Nu prea dă rezultate săpunul tău. La care el a zis, cum să nu dă rezultate? Săpunul meu este printre cele mai vestite din industria aceasta cosmetică în lume. Păi cum, uite cât îți de murdari și ce haine murdare au. Sigur zice că au haine murdare și sunt murdari. Dacă n-au cumpărat săpunul să se spele, să-l aplice, sunt murdari. Ei, așa e și cu Evanghelia. Dacă nu aplici Evanghelia, puterea Evangheliei, n-ai gustat să vezi cât de bun este Domnul. Dar Domnul este bun. Este bun cu mine, este bun cu tine. Amin? O mare mântuire.
pentru planul, cel ce face planul, dragostea lui Dumnezeu pentru persoană, pentru Iisus, pentru puterea care o are de a-și supune toate lucrurile și pentru faptul că oricine are acces la acest plan al lui Dumnezeu. Deci primul lucru, o mare mântuire. Al doilea lucru pe care ne revelează acest verset este o mare posibilitate. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Posibilitatea este să fii nepăsător. Să fii nepăsător. Se vestește Evanghelia și nu te interesează. Te cheamă Dumnezeu la mântuire și nu te interesează. Oamenii stau nepăsători. Este o stare de comoditate în bisericile noastre de astăzi. Nepăsători e rugăciune, nu-mi pasă. Este studiu biblic, nu-mi pasă. Este seară de adunare, nu-mi pasă. Nu este așa că asta este realitatea de astăzi? Sigur că ne putem gâdila firea cu teorii ca și acestea, odată mântuit, totdeauna mântuit. Așa este, dacă stai în harul lui Dumnezeu, vei rămâne mântuit. Dar dacă stai nepăsător, ce crezi? Ia împrumut 100.000 de la bancă. Și când prima lună spui, a sosit timpul să plătești parte din rata lunară, nu-mi pasă, nu plătesc. Ai primit o scrisoare, un avertisment. A doua lună, ai primit din nou. A treia lună, ce se întâmplă? Ți-a luat casa? Ți-a luat mașina? Ți-a luat tot. Pentru că banca nu rămâne în pierdere datorită mie sau datorită ție. Își rezolvă problemele. Problema, marea posibilitate este să fii nepăsător. Avem nevoie de voluntari la școala duminicală. Nu-i de mine. Avem nevoie de oameni la worship. Nu-i de mine. Avem nevoie de oameni la cor. Nu-i de mine. Este ca și în această istorie pe care o știți, pentru că v-am spus-o de multă vreme. Povestea un frate, zice, acolo în biserici, zice, în cercul în care eu slujesc, în România, într-o biserică de la țară, la marginea unui oraș, nu vă spun unde, era o familie, zice, la biserică, soț și soție. Bine înstăriți, bine puși la punct, aveau tot ce le trebuie, sigur, aveau mai mult decât le trebuie, că era bun la business și se descurca bine. Și zice, fratele era un om plin de dragoste, vrea să ajute lucrarea Domnului. Soția lui, să mă ierte surorile, partea feminină, soția lui era mai zgârcită, ca să nu folosim alt termen. Spunea, anunțam, zicea fratele, fraților, avem nevoie de o colectă specială, cum spunea oaspetele nostru în seara aceasta, s-a dus mașina cu care ajutăm lucrarea Domnului, bătrânii, evangelizările. Vrem să facem o colectă. Apelez la cei care sunt mai înstăriți să pună mâna mai bine. Deci îi vedeam pe ei doi că se uită unul la altul. Și soția făcea către... Asta însemna, nu? Și am stat de vorbă cu ei și am zis, păi eu contez pe voi că Domnul v-a binecuvântat, că ajutați lucrarea Domnului. Sigur, sunteți stăpâni pe ce v-a dat Domnul, dar e frumos să vă implicați. Frate, sora, se poate și fără mine.
se poate și fără noi, că tot vă descurcați. Și spune fratele acesta, așa azi, așa mâine, într-o noapte, undeva pe la 2, 3, 4 dimineața, el locuia în oraș, bătăinușe. Și m-am sculat, cine la ora asta întuneric bate la ușă? Am aprins lumina, am deschis ușa, era fratele și sora din istorie. Și a zis, frate păstor, trebuie să stăm de vorbă cu dumneata neapărat, trebuie să stăm de vorbă cu dumneata neapărat, că de nu murim. Da, și i-am chemat în casă. Nu, pare rău, ce s-a întâmplat? Aveți vreun necaz? Zice, frate, în noaptea aceasta mi-a vorbit Domnul. Cu ce ți-a vorbit? Zice, noaptea aceasta am avut, nu știu, vis sau vedenie, zice, era răpirea bisericii. Și l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos cum se lasă și se oprește în văzduh undeva, zice, deasupra pământului, dar îl vedem parcă așa de aproape și am văzut cum din cimitir se deschide cimitirul și cei ce au murit înainte, pe care i-am știut eu, au zburat și s-au înfățișat înaintea Domnului. Și din biserică, membrii din biserică, cum erau schimbați, l-au clipea la ochiul lui. Așa cum scrie în Scriptură. Și zice, când am văzut lucrul acesta, am zis, a venit răpirea. M-am ridicat și am zis, zbor și eu, dar nu m-am putut desprinde, frate, de jos. Și am intrat în panică. Și m-am uitat în ochii Domnului, în vedenia sau visul meu, și am zis către Domnul, Doamne, dar și eu sunt pocăită, ia-mă și pe mine, nu mă lăsa aici. Și Domnul s-a plecat mai tare spre mine, s-a uitat la mine și a zis, se poate și fără tine. Și frate, m-am pocăit. Orice trebuie, spuneți-mi că pune mâna. Nu vreau să se poată și fără de mine. Trebuie să te implici în lucrarea Domnului. Pentru că se poate sta nepăsător. Există posibilitatea aceasta. Există posibilitatea aceasta. Domnul vrea să fim lucrători împreună cu El. Crezi tu lucrul acesta? Atunci implică-te. O mare posibilitate. Stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Și apoi există o a treia realitate revelată în acest pasaj biblic. Deci o mare mântuire, o mare posibilitate și este, în al treilea rând, o mare imposibilitate. O mare imposibilitate. Cum vom scăpa noi? Crezi că este posibil să scapi? Crezi că este posibil să scapi? Nu. Nu. Nu poți să scapi de întâlnirea cu Dumnezeu. La urmă, toți vom da socoteală. Dacă tu crezi cuvântul Domnului, eu îl cred. Apostolul Pavel spune că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, ca să dăm socoteală. În Apocalipsa, capitolul 20, spune că atunci când a apărut tronul lui Dumnezeu, tronul cel mare și alb, și când s-a așezat cel îmbătrânit de zile, este prezentat Dumnezeu în concepție omenească, ca să înțelegem, toți morții s-au sculat și s-au înfățișat în fața Lui. S-au deschis toate cărțile, cartea vieții, cartea faptelor, cartea conștiinței, cartea religiozității, toate cărțile s-au deschis. Și dacă n-ai fost găsit în cartea vieții, nu este faptă, nu există religiozitate care să mă îndreptățească, să te îndreptățească, să intri în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Este imposibil să nu stăm în fața lui Dumnezeu. Și pentru că vom sta în fața lui Dumnezeu,
Eu aș vrea să aud în dreptul meu spunând: bine, rob bun și credincios. Vrei să auzi lucrul acesta? Atunci pocăiește-te. Atunci pocăiește-te. Implică-te. Pentru că există posibilitatea aceasta să stai nepăsător. Să te motivezi cu cei de lângă tine. Ai joi seara, îți puțin la biserică. Nu mă duc nici eu. Nu ăia care nu vin la biserică au murit pentru tine. Nici ăștia care vin la biserică n-au murit pentru tine. Pentru mine și pentru tine a murit Domnul Iisus Hristos. Motivația mea nu sunt oamenii, motivația mea este Dumnezeu. Este pilda supremă, Iisus Hristos, despre care Efeseni 5:1, Duhul Domnului spune prin Apostolul Pavel: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și pilda lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Dacă vrei să urmezi o pildă, să o iai, după care să trăiești, uită-te nu la oameni. Motivează-te nu de la oameni, pentru că noi oamenii dezamăgim. Dar Domnul Iisus Hristos n-a dezamăgit pe nimeni. Exemplul Lui, trăirea Lui, implicarea Lui, sacrificiul Lui, dragostea Lui, persistența Lui, rugăciunea Lui, cântarea Lui, toate sunt pilduitoare, vretnice de urmat. În concluzie, da, suntem mici, dar pentru acești oameni mici, Dumnezeu a pregătit o mântuire mare. Este foarte mare că pentru mântuirea ta și a mea a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. A trebuit să ne iubească Dumnezeu așa cum eram. De aceea Apostolul Pavel va spune în Romani, capitolul 5, versetul 6 și versetul 8: pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru noi. Iar pentru cei care amânați să vă pocăiți și spuneți: când o să mă fac mai bun, atunci mă botez și mă pocăiesc. Domnul Iisus Hristos n-a așteptat ca tu și cu mine să ne facem mai buni. Pe când eram încă păcătoși, Iisus Hristos a murit pentru noi. Și lucrul acesta trebuie să ne vorbească ca să ne pocăim astăzi. Și să părăsim obiceiurile noastre care ne țin departe și nu ne lasă să ne implicăm, ne încurajează să stăm nepăsători, să le ținem deoparte și le dăm la o parte și să ne uităm la pilda care ne este în față, Iisus Hristos. Este o vorbă printre oameni și în biserică, circulă foarte des, care spune în felul următor: și de ce ai făcut lucrul acesta? Păi cum, de ce să nu-l fac? Zice, toată lumea îl face. Este o minciună, că nu-l face toată lumea. Nu-l face toată lumea. Sunt frați, surori și tineri și tinere care nu fac lucrul acela. Și tu știi bine. Dar de ce ai venit în felul acesta la biserică? Păi am venit pentru că și cutare este așa. Da. Cutare a murit pentru tine din nou. Asta este întrebarea. Aceea este pilda care trebuie să-ți vorbească ție? Nu căuta exemple negative în poporul Domnului. Caută exemple pozitive. Și avem și exemple pozitive în Biserica lui Hristos. Și mulțumim Domnului pentru aceste exemple. Dar faptul că Dumnezeu încă n-a renunțat la tine și la mine, suntem încă în viață, în mila Lui cea mare, înseamnă că ne-a dat timp de pocăință. Și acest timp de pocăință trebuie să știm să-L apreciem și să-I răspundem Domnului cu pocăință. Așa cum spune acolo în biserica din Tiatira: dar ce am împotriva ta este că ai acolo o profeteasă, așa se numește, Izabela. Și încă merge până acolo că învață pe copiii mei să curvească, să păcătuiască. Am să o pun bolnavă în pat ca să nu mai poată face păcatele acestea. Îi dau timp de pocăință. Dacă se pocăiește, și pe oamenii din aceștia iartă Dumnezeu. Nu se pocăiește, va sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și
când te va privi Domnul în ochi, n-ai să poți să scapi. Este imposibil. Mă rog Domnului să ne vorbească cuvântul acesta. Uită-te la această lucrare frumoasă. Eu mic, mântuirea mare. Este mare pentru că a plănuit-o Domnul și a realizat-o Domnul. Dar față de această mântuire, există o posibilitate care ne urmărește pe toți, să stăm nepăsători. Doamne, înțelepțește-ne să te iubim și să te iubim practic. Pentru că știm foarte bine, ni se amintește mereu și vă reamintesc și în seara aceasta. Cine știe să facă un bine și nu-l face, ce face? Păcat. De ce să ne grăbim să facem păcat când putem să facem un lucru bun? De aceea, haidem să ne pocăim, pentru că în ziua când vom sta în fața lui Dumnezeu, să putem să auzim din partea lui un cuvânt de laudă și cuvântul acesta de laudă să ne aducă apoi răsplata. Amin. Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta pe care o facem împreună, îi spunem Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău și îți mulțumesc că Te gândești la mine și mi-ai vorbit ca să mă trezesc. Ajută-mă să umblu în pocăință călăuzit de Duhul Tău și viața mea să fie o viață practică înaintea Ta. Ne rugăm Domnului.